Salutare, dragi copii! Mă bucur să ne revedem la o nouă lecție Educație la înălțime. Sper că ați trecut cu bine de această perioadă aglomerată, încărcată cu evaluări. Probabil acum sunteți cu gândul la vacanță, însă subiectul lecției de astăzi poate fi una dintre destinațiile voastre de vacanță. Așa că haideți să continuăm împreună seria lecțiilor multidisciplinare în cadrul proiectului Educație la înălțime. Proiect creat și implementat de Asociația Însemne, în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General din cadrul Guvernului României. Suntem Cristina Dudan, profesoară de biologie la Colegiul Național Radu Negru din Făgăraș și Dan Solcan, profesor de istorie la Colegiul Național Bogdan Petriceicu HD-ul din Buzău. Așa cum vedeți, niciunul dintre noi nu este bucureștean, dar am decis împreună să alegem acest loc din București pentru lecția noastră multidisciplinară de astăzi, pentru că el ne va oferi ocazia să vă purtăm atât prin lumea biologiei, cât și prin lumea istoriei. Bineînțeles, într-o lecție care privește și obiective de dezvoltare durabilă, numărul 15, viață terestră, și numărul 11, orașe și comunități durabile. Ne aflăm aici, în periferia de sud-est a Bucureștilor, într-o zonă numită Văcărești. O zonă cu o istorie unică, un loc care a trecut prin foarte multe transformări speciale și perioade zbuciumate. Astăzi el este considerat un fel de deltă urbană, însă în trecut aici trăiau oameni gospodari, oameni împroprietăriți cu pământ pe vremea regelui Ferdinand, după primul război mondial. Aici erau grădini de zarzavaturi foarte frumoase, dincoace erau lacuri pline cu pește. Da, Parcul Natural Văcărești, care astăzi este arie protejată categoria 4, UICN, Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, reprezintă acum cel mai sălbatic loc din București, situat la doar câteva minute de mers pe jos de centrul capitalei. El este cunoscut multora drept Delta Văcărești, Delta Bucureștiului sau chiar cu o denumire așa mai deosebită, Delta dintre blocuri. Această denumire a fost chiar titlul articolului din revista National Geographic, semnat de Cristian Lascu și ilustrat cu fotografii de Helmut Ghinat. Este un articol foarte important pentru că el a deschis, de fapt, discuția despre transformarea locului într-un parc natural. Dragii mei, aș vrea să știți însă că nu vorbim despre vărsarea vreunui lac în mare pentru formarea unei delte cu adevărat, însă peisajul, flora și fauna specifică ne aduc aminte de frumusețea deltei Dunării. Însă peisajul pe care îl vedeți astăzi aici nu a fost dintotdeauna așa. Așa este, tocmai vă spuneam, nu? Că a suferit niște transformări uimitoare. Bun, Cristina, lecția noastră este una multidisciplinară. Îți propun să facem așa, să începem cu istoria, da? Cu trecutul și după aceea să venim la zilele noastre, la prezent, cu biologia. De acord? De acord, Dan. Ok. Dăm drumul. Bun. E bine, partea de istorie începe cu povestea unei mănăstiri, una cu adevărat specială, una pe care specialiștii o numesc o bijuterie arhitectonică. E adevărat, această mănăstire, numită Mănăstirea Văcărești, nu se înălța chiar aici, în zona lacului, ci un pic mai departe, pe un deal. Da? Din păcate, acolo se înalță astăzi, ce credeți, un falnic mol. Despre Mănăstirea Văcărești s-au spus multe lucruri la superlativ. Că este cea mai frumoasă mănăstire ortodoxă din sud-estul Europei, că poate fi considerată încununarea artei tradiționale românești, că reprezintă sinteza și desăvârșirea stilului brâncovenesc. Mănăstirea a fost ridicată între 1716 și 1722 de Nicolae Mavrocordat, care este primul domn fanariot din țările române. Apoi a fost desăvârșită de fiul și urmașul lui, Constantin Mavrocordat. Ei bine, mănăstirea asta avea ca piesă centrală Biserica Mare, cu Hramul Sfintei Treimi. O construcție absolut superbă și de dimensiuni impresionante. 42 de metri lungime și 17 metri înălțime în punctul maxim. Era cea mai mare biserică din Muntenia. Însă, dincolo de dimensiuni, ctitorul a vrut ca biserica să uimească și prin altceva, și anume prin frumusețe. Prin frumusețea celor 2500 de metri pătrați de pictură interioară. O pictură realizată în frescă și, de asemenea, să uimească prin bogăția decorului sculptat în piatră, vizibil în special în cazul coloanelor, unele cu totul și cu totul minunate. Ansamblul însuma 18.000 de metri pătrați și adăpostea una dintre cele mai valoroase biblioteci din Europa, o școală și o tiparniță. Dincolo de rosturile ei religioase și culturale, mănăstirea, clădită ca o cetate cu ziduri groase, putea funcționa în vremurile acelea nesigure ca adăpost în fața vrăjmașilor de tot felul. În momentul în care a fost construită, mănăstirea nu se afla în București, ci în afara lui, spre sud-est, pe drumul care venea dinspre Dunăre și mai departe dinspre Constantinopol, pe atunci capitala Imperiului Otoman.
Ei bine, de acolo veneau domnii fanarioți, numiți de sultan, pentru a prelua tronul. Iar tradiția spune că înainte de a intra în capitală, domnii erau obligați să se oprească la Văcărești, la mănăstire. De ce? Pentru că acolo îi așteptau boierii și în momentul acela le sărutau dreapta și le urau bun venit. După aceea, imediat, boierii se întorceau la București, iar domnul mai stătea câteva zile la Văcărești pentru a se pregăti, așa cum se cuvine, pentru intrarea în capitală. Ei bine, discuția asta, Dan, despre mănăstirea Văcărești este un foarte bun punct de plecare pentru a răspunde la întrebarea: cine au fost fanarioții? Okay, Cristina, asta este o poveste un pic mai lungă. Hai să începem așa. În secolul al XVII-lea, spre final, Imperiul Otoman începe să decadă. El devine omul bolnav al Europei. Iar puterile din jur, Austria și Prusia, puteri tinere, în plină expansiune, încep să smulgă teritorii ale turcilor, adică să se bată pentru moștenirea Imperiului Otoman. Întrebarea este: unde ne aflăm noi românii în această ecuație? Păi ne aflăm exact unde este mai prost, adică între cele trei mari puteri. Și în 1699 Austria deja reușește să smulgă turcilor Transilvania, iar în celelalte două state românești, Țara Românească și Moldova, rămase sub suzeranitate otomană, domnitorii încearcă să profite de slăbiciunea turcilor și poziția lor anti-otomană devine tot mai limpede. De pildă, silit să participe la asediul Vienei în calitate de vasal al turcilor, domnul țării românești, Șerban Cantacuzino, va ordona ostașilor săi să bombardeze orașul cu obuze pline cu paie, care evident nu provocau nicio pagubă. Dacă l-ar fi aflat, sultanul l-ar fi decapitat pe loc. El va căuta alianța Austriei și a Rusiei ca și succesorul său, Constantin Brâncoveanu, ori ca Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei. În aceste condiții, poarta otomană a înțeles lecția. A înțeles că nu mai poate avea încredere în domnii pământeni, adică în domnii din țările române. În aceste condiții, cum nu-și puteau permite riscul să piardă și Țara Românească și Moldova după ce pierduseră Transilvania, otomanii au hotărât să introducă aici un regim mai dur, regimul fanariot. Domnul era numit de sultan din afara țării, și anume dintre locuitorii cartierului grecesc din Constantinopol, numit Fanar, de unde și numele de fanarioți. Acest regim a durat până în 1821, deci un pic mai mult de un secol, de aici și secolul fanariot. În această perioadă, fanarioții au pus la punct un sistem eficient și nemilos de exploatare a principatelor. Da, totul pornea de la cumpărarea domniei, care presupunea plata unor sume uriașe. Ori această domnie era scurtă, în medie 3 ani, întrucât sultanul era interesat să scoată cât mai des tronul la vânzare. Așadar, noul domn dispunea de o perioadă relativ scurtă ca să-și recupereze investiția, prin noi taxe și vânzări de funcții. Cred că înțelegeți de ce. În epoca fanariotă, cei care conduceau aveau grijă în primul rând de propriile buzunare. Rămăsese și o vorbă: ce iese dintr-un om și o căpușă? Răspuns: un fanariot. Totuși, trebuie să înțelegeți, dragi copii, că în ciuda acestor realități negative, există și o parte plină a paharului. Să știți că mulți domni fanarioți au adoptat măsuri vizând modernizarea țării. Unul dintre ei este remarcabilul Constantin Mavrocordat, care a desființat șerbia, adică legarea țăranilor de pământ. Alți domni fanarioți erau foarte culți, știau limbi străine și au lăsat în urmă valori inestimabile. Iar una dintre ele este chiar Mănăstirea Văcărești, de la care am pornit această discuție. Mănăstirea Văcărești cunoaște însă o perioadă întunecată în momentul în care ea devine închisoare. Primii oameni închiși aici au fost revoluționari de la 1848, Nicolae Bălcescu și ceilalți, la ordinul rușilor. Însă acesta a fost doar un episod așa ocazional. Din păcate, aproape două decenii mai târziu, în 1864, mănăstirea va fi transformată permanent în închisoare, pentru mai bine de 100 de ani. Și această nouă destinație a afectat arhitectura originală a celor mai multe dintre clădirile ansamblului Văcărești. Aici au fost închise personalități ale vieții românești, printre care scriitorul Liviu Rebreanu și Ioan Slavici. Închisoarea avea să fie dezafectată abia în 1973, când monumentul a trecut sub administrația Muzeului de Artă al Republicii Socialiste România, când au început primele restaurări. Se părea că, în sfârșit, acest minunat și venerabil monument se va bucura de, recunoașterea pe care o merita. Din păcate, nu avea să fie deloc așa. Lovitura fatală asupra Mănăstirii Văcărești avea să fie dată în ultimii ani ai perioadei comuniste. Mănăstirea Văcărești, din păcate, nu mai există astăzi. Și ceea ce este greu de înțeles, acest lucru nu se datorează vreunui război sau vreunei catastrofe naturale, ci nebuniei unui conducător care nu avea înțelegere nici pentru artă, nici pentru sacru și nici pentru istorie.
La 2 decembrie 1984, aflat într-o așa zisă vizită de lucru la Văcărești, dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu a ordonat dărâmarea mănăstirii în scopul de a construi, pe locul ei, un imens palat de justiție. Lucrările de demolare au început chiar în acel decembrie 1984. Macaralele cu bile de 3 tone loveau tot ce întâlneau în cale, iar zidurile, care se încăpățânau să reziste, erau culcate la pământ cu dinamită. Dispăreau, în felul acesta, cărate de avalma cu basculantele sau transformate în moloz, 2 secole și jumătate de istorie. Cred că în mintea voastră se naște o întrebare. Cum a fost posibil așa ceva? Ei bine, dragi copii, așa ceva devine posibil în momentul în care un om sau un grup restrâns de oameni reușesc să preia puterea de plină într-un stat și încep să conducă după bunul lor plac, sprijiniți pe forță și pe teroare. O astfel de formă de conducere se numește dictatură. În anii 80 ai secolului trecut, regimul Ceaușescu era unul dintre cele mai dure regimuri din lume. Puterea dictatorului devenise una nelimitată, iar în jurul lui se crease un cult grotesc al personalității. Nicolae Ceaușescu era prezentat de propagandă ca o persoană cu însușiri supraomenești care nu putea greși niciodată. El era primul și cel mai priceput în toate domeniile, inclusiv în arhitectură. În această calitate, el și-a propus, ca și Mussolini în Italia, ca și Hitler în Germania, o cât mai profundă ruptură cu trecutul. De ce? Pentru că dorința oricărui dictator este să rămână în istorie, să acopere pe cât posibil trecutul pentru a-și face vizibilă cât mai bine propria amprentă. Consecințele aveau însă să fie dramatice. În țară, 66 de orașe vor fi desfigurate de noile construcții în stil comunist, unele până la 85-90% din suprafață. Cât despre București, acesta va deveni, cum bine spunea cineva, terenul de joacă favorit al dictatorului. Într-o ședință din 30 martie 1977, el a afirmat, de altfel, explicit: să știți că dacă demolăm tot Bucureștiul, va fi frumos. Ceaușescu a șters de pe harta orașului cartiere, străzi, case, biserici, alte clădiri de patrimoniu. A distrus, practic, aproape o cincime din suprafața capitalei. E adevărat, au fost și lucruri mai puțin importante, dar au fost distruse și clădiri de patrimoniu, deci clădiri extrem de importante. Nu e de mirare, pentru că Ceaușescu nu înțelegea ce înseamnă o clădire de patrimoniu sau una de interes istoric. În anii aceia circula o anecdotă. Se zice că trecând odată pe străzile Bucureștiului și uitându-se la case, Ceaușescu a văzut o magherniță, adică o casă care nu i-a plăcut. Cineva din suite i-a zis: tovarășe secretar general, dar este casa lui Iorga. Iar Ceaușescu a răspuns: ei, și dați-i niște bani. Până luni se dispare de aici. Dar în bancurile vremii Ceaușescu era poreclit după un celebru film american, Terminator. Există, desigur, în istorie și alte cazuri de distrugeri de orașe. Mă gândesc, de pildă, la bombardarea sălbatică a Rotterdamului sau a Dresdei, în al doilea război mondial. Sau, mult mai recent, dacă stăm să analizăm, la distrugerea cinică a orașului Mariupol de către agresorii ruși. Doar că, dragi copii, atenție, aceste distrugeri au avut loc în timp de război. Ori capitala noastră, Bucureștiul, a fost distrus pe timp de pace. Și este vorba de una dintre cele mai mari, poate cea mai mare distrugere urbană realizată pe timp de pace în toată istoria. Astăzi, doar cei care cunosc foarte bine zona și trecutul mai pot găsi în noul peisaj scara de piatră, singura urmă care a mai rămas din mănăstirea Văcărești. Istoria demolării acestei mănăstiri este, așa cum am văzut, un episod dintr-o poveste mai lungă și tare, tare dureroasă. Este o poveste, în esență, despre democrație și dictatură. Despre de ce este important să luptăm pentru democrație și să respingem dictatura. Pentru că, atenție, dragele, democrația este un spațiu al libertății. Merită să rețineți lucrul ăsta. Un spațiu în care nu poate decide bunul plac al unui om sau al unei minorități. Și, dragi copii, este bine să ținem minte, mai ales acum, când atâtea persoane luptă la granița țării noastre pentru libertate. Libertatea nu trebuie să fie niciodată o valoare negociabilă. Dan, după așa o incursiune în trecut, cred că e cazul să intrăm în legătură directă cu elevii noștri din Zoom și să cunoaștem cele 3 clase de elevi din țară care sunt chiar acum în legătură directă cu noi. Bună, dragii noștri! Salutare! Aș vrea să vă prezentați, să spuneți cum vă numiți, din ce clasă sunteți și din ce școală. Cristina Măloș,
te rog să aleg eu cine să înceapă prezentările. Te las, dar înainte aș vrea să amintesc faptul că astăzi avem copii din școli din inima țării, din județul Cluj, din județul Călăraș și din județul Hunedoara. Iar acum ești liber să alegi. Ok, atunci hai să începem cu elevii din județul Călăraș. Mă numesc Aisha, sunt elevă la școala gimnazială numărul 1 Purcan din județul Călăraș și sunt în clasa 5-a. Bun, mulțumim! Să-i cunoaștem acum și pe elevii din Cluj, din județul Cluj. Bună ziua, mă numesc Butaș Minuna, sunt din școala gimnazială Ioan Opriș din Turda. Salut! Salutare! Salutări. Bun, și ultimii, dar nu cei din urmă, Pui de Daci, Hunedoara. Mă numesc Eșineanu Tudor, sunt elev al școlii gimnaziale Hadrian Daicoviciu, din clasa 6-a. Bun, salutări, părăștioara! Acum vă propunem să ne jucăm un pic. Avem aici 6 planșe. Fiecare este numerotată de la 1 la 6, așa mai plastic o să vedeți, iar pe verso sunt scrise cuvinte cheie din bucata de lecție care tocmai v-a fost prezentată. Și fiecare clasă va alege câte 2 planșe și veți alcătui câte o propoziție cu fiecare cuvânt care se regăsește pe planșă. Atenție! Aceste propoziții, aceste enunțuri trebuie să cuprindă informații dintre cele pe care le-ați auzit în lecție până acum, adică să respectați tematica lecției noastre, Parcul Natural Văcărești. Bun, atunci haideți să vedem. Cine sparge gheața? Care va fi prima clasă? Cine vrea să aleagă? N-are rost să vă numim noi. Haideți, alegeți voi. Hai, curajoșii! Noi! Sunt? Bun, deci Turda, școala Ioan Opriș. Vă rog să alegeți 2 cifre. Deci, Turda a zis 1 și 6. Ca să vedeți, numărul 6, așa, voi aveți cuvântul dronă. Să vă notați acest cuvânt. Iar 1, ca să vă asigurați că sunt, aveți cuvântul fanariot. Deci, cu cele 2 cuvinte, veți alcătui o propoziție. Deci cu fiecare cuvânt o propoziție. Următoarea școală. Cine vrea să mai aleagă? Haideți. Orăștioara. 3 și 5. 3 și 5. Deci aici e planșa cu numărul 5. Voi aveți cuvântul parc natural. Și 3-ul. Aveți cuvântul demolare. Și cred că au mai rămas copiii de la școala din Călăraș, nu? Bineînțeles. Dragii noștri, sunt ultimele 2, dar vă garantăm că sunt cele mai norocoase. Sunt cartonașele norocoase. Și voi aveți cuvintele mănăstire și cuvântul păsări. Repet, aveți la dispoziție câteva minute să rezolvați această sarcină de lucru, timp în care noi mergem mai departe cu lecția și o să revenim la verificarea propozițiilor. Sper că v-ați notat că este totul în regulă. Bun, cât despre ceilalți elevi din toată țara care ne urmăriți acum, vă încurajăm și pe voi să vă testați abilitatea de a formula propoziții cu aceste cuvinte cheie. Vă rugăm să le scrieți pur și simplu și să le trimiteți pe Messengerul paginii de Facebook Educație la Înălțime. Și Dan, dacă îmi permit să le repet aceste cuvinte și copiilor din țară, cuvintele pe care le-au primit cele 3 școli sunt fanariot, mănăstire, demolare, păsări, parc natural și dronă. Așteptăm și răspunsurile voastre. Copiii, mergem mai departe cu lecția noastră și vă întrebați poate ce face acest loc special. Parcul Natural Văcărești este o poveste de succes a naturii care și-a recâștigat drepturile. Fără niciun fel de ajutor din partea omului, chiar în mijlocul celei mai mari aglomerări urbane din țară. Zona a fost abandonată după Revoluția din 1989, iar în lipsa intervenției umane, ce credeți că s-a întâmplat? A revenit la viață, astfel încât, iată, a început să fie treptat populată de numeroase specii de animale și de păsări. Istoria înființării parcului este și ea una specială și arată ce schimbări majore pot face doar câțiva oameni care sunt mânați de pasiune. Iubitorii de păsări au descoperit treptat bogăția ornitologică a zonei, iar un fotograf, Helmut Ignat, a documentat în imagini transformarea și biodiversitatea de aici.
Apoi un mic grup de inițiativă, transformat ulterior în Asociația Parcul Natural Văcărești, s-a apucat de treabă. Cu multă muncă și răbdare s-au realizat studii științifice, documentații, s-au obținut avize și aprobări. După sute discuții cu experți în conservare, cu politicieni, cu autorități, în mai 2016, iată, s-a obținut ceea ce mulți credeau că este doar un vis frumos sau ceva imposibil, adică înființarea parcului prin hotărâre a guvernului. Dragii mei, practic, parcul s-a înființat datorită presiunii publice asupra decidenților a zecilor de mii de suporteri ai proiectului, a mediatizării largi, cu mii de articole scrise în presa națională și internațională, cu suportul studiilor și documentării de către specialiști și a muncii extraordinare a echipei asociației. În aprilie 2017, Asociația Parcul Natural Văcărești a devenit administrator oficial al acestei arii protejate și a îndeplinit această funcție până în 2019, când o schimbare de legislație a eliminat practic organizațiile neguvernamentale din procesul de administrare a naturii din România. Dar asociația a continuat să supravegheze parcul și să organizeze activități de vizitare și de cunoaștere a naturii. Din ianuarie 2022, Parcul Natural Văcărești este administrat de Primăria Municipiului București printr-o structură specială de administrare. Cristina, tu ești profesoară de biologie. Poți să ne spui ce anume dă viața acestui loc care a fost distrus de conducători vremelnici și abandonat de oameni? Acest teritoriu are viață pentru că a fost cucerit și este stăpânit acum de o mulțime de vietăți. În Văcărești s-a format, așa cum vedeți chiar acum, în ultimele decenii, un ecosistem acvatic cu întinderi de mlaștini, ochiuri de apă, stufăriș, crânguri de sălci, cuiburi din plopi, perdele de trestie și stuf ce mărginesc lacul. Toate acestea au devenit habitatul în special al păsărilor de baltă, care au ajuns să cuibărească și să se înmulțească aici, dar și al multor specii de insecte, broaște și chiar mamifere. Poți să le dai copilul niște exemple? Cam ce animăluțe trăiesc aici? Păi, amfibienii sunt reprezentați cu mândrie aici de izvorașul cu burtă roșie, broasca mare de lac, tritonul cu creastă, tritonul comun. Nici reptilele nu o duc rău, căci gușterul, țestoasă de apă europeană, șopârla cenușie sau de câmp, șarpele de casă au în această zonă habitat. Dar animale mai mari am putea să întâlnim aici? Păi avem și animale mai mari, avem rozătoare, carnivore, șoareci de câmp, chițcan pitici, nevăstuici, vulpi și vidre și chiar aici își găsesc locul și lilieci. Lilieci, atât de aproape de oraș? Da, dar nu-ți fie teamă, sunt inofensivi. Treaba cu aterizatul în păr chiar este un mit. Asta e ok, eu nu sunt oricum din București, am spus, deci nu resim nimic. În regulă. Dragi copii, să știți că în acest parc a fost realizat un studiu științific al insectelor de către Asociația Parcul Natural Văcărești prin profesorul Irinel Popescu de la Facultatea de Biologie din Iași și au fost identificate 135 de insecte, dintre care 51 au statut de specii protejate la nivel mondial și european. 51 de specii protejate, asta este foarte bun, nu? Este impresionant. Da, 39 de specii lepidoptere, adică fluturi, 24 de specii himenoptere, adică viespi, albine, bondari. Bun, este impresionant, dar mai spune-ne ceva. Care este specia ta preferată aici în parc? Dan, greu de spus, mie toate îmi plac de aici, pentru că nu e așa, sunt profesor de biologie, dar am pregătit o planșă pentru elevi. Vreau să le arăt o specie cu adevărat interesantă. Se numește fluturele virgulă. Și de ce se numește așa? După cum observați aici în zona aripilor, are un mic desen, așa o ștersătură pe coloritul acesta impresionant în forma literei C. Aici. Și coloritul acesta cu aripile crestate ajută acest fluture în camuflare, să se protejeze de dăunători. Este o specie care mie mi-a atras atenția, nu le-am putut-o arăta copiilor pe viu, dar sper că au reținut denumirea. Fluturele virgulă. Bun. Impresionant, însă nu ne-ai vorbit despre păsări. Despre păsări pot să spun că sunt vedetele parcului. Pentru că până în prezent au fost identificate aproximativ 180 de specii de păsări. Cele mai multe sunt protejate la nivel național și internațional,
printre care lebăda de vară, chirighița cu obraz alb, pițigoi, brațe, stârci, corcodei, cormorane, grete, pescăruși. Unele sunt cuibăritoare, altele sunt doar specii de pasaj, în trecere pe aici. Dragi copii, ca să vă faceți o idee, 180 de păsări înseamnă jumătate dintre speciile din Delta Dunării. Este cu adevărat impresionant ce se poate găsi aici. E extraordinar, este aproape incredibil cum natura a reușit să recucerească atât de repede și cu atâta intensitate un spațiu atât de chinuit în trecut. Parcul Natural Văcărești este ca o oază în mijlocul Bucureștiului, o oază de biodiversitate. E minunat. Exact, Dan. Și aș vrea să le spun și elevilor că pe site-ul Parcului Natural găsiți informații complete despre toate activitățile pe care le puteți face dacă alegeți ca destinație turistică Parcul Văcărești. Explorarea naturii, plimbări pe jos sau cu bicicleta, școală în aer liber. În parc sunt amenajate două potești tematice dedicate biodiversității, de asemenea istoricului locurilor. De asemenea, veți găsi trei făișoare ornitologice și trei adăposturi camuflate folosite pentru a observa fauna sălbatică de aproape. Toate vă stau la dispoziție și sunt gata să intermedieze noua voastră relație cu păsările. Aveți nevoie doar de trei lucruri, de un binoclu, de un determinator de păsări și, evident, de multă curiozitate. Și dacă tot v-a zis Dan despre binoclu și determinator de păsări, aș vrea să vă spun tuturor elevilor, dar și profesorilor, toți cei care ne ascultați acum, că dimineața de vreme, când păsările sunt foarte active, este cel mai bun moment de mers la observat. De asemenea, o altă perioadă în care puteți merge la observat este atunci când vremea este mohorâtă. Cu ploaie ușoară, e foarte bine pentru observații. Insectele, hrana principală a multor păsări, zboară foarte aproape de sol și de suprafața apei, la fel și păsările care le vânează. Dacă tot am ajuns să discutăm despre păsări, hai să le dăm copiilor din țară provocarea pe care tu ai pregătit-o. Copiii Cristina merge adesea în natură cu elevii săi și realizează niște foarte frumoase lecții interdisciplinare. Cristina, ce provocare le-ai pregătit? Aș vrea să știți, dragi copii, specialiștii în biologie, ornitologii în special, dar nu numai, atunci când merg și fac cercetări pe teren, nu merg așa cu mâna goală, ci folosesc și determinatoare. Iar în comunicarea dintre specialiști, aceștia nu folosesc denumirea populară, spre exemplu cormoran. Ei vorbesc în termeni științifici, pentru că toate speciile de plante și animale au și o denumire în limba latină. Aceasta este denumirea științifică. Acestea sunt două determinatoare, un ghid pentru identificarea păsărilor și un determinator de plante și animale. Sunt varianta de buzunar pe care vă sfătuiesc să vi le achiziționați și să le și folosiți. Cam așa arată. Sunt ușor de folosit. Și bineînțeles că aici am denumiri științifice, iar provocarea pentru voi este, folosind Google-ul, să găsiți și voi denumirea științifică a două specii. Ce trebuie să faceți voi? Trebuie să trimiteți cât mai rapid denumirea în limba latină pe WhatsApp la numărul de telefon, o să zic rar, 0754-638-636. Și noi vom anunța clasa cea mai rapidă pe pagina de Facebook Educația la Înălțime după încheierea lecției. Care este premiul? Clasa câștigătoare are un loc asigurat la o lecție viitoare din sezonul de toamnă, unde va participa prin Zoom. Așadar, Cristina, care sunt cele două denumiri populare? Prima specie pe denumirea populară este ciuful de pădure. Deci vă rog să folosiți Google și să căutați denumirea științifică. Repet, ciuful de pădure. A doua specie este egreta mică. Bun, mai avem, să știți, niște surprize pentru voi. Astăzi avem doi invitați cu totul special. Unul care ne va da mai multe detalii despre ceea ce se întâmplă în această minune numită Delta Văcărești și un al doilea care ne va povesti despre cum locurile abandonate de oameni pot fi reconectate și revitalizate. Este vorba despre domnii Teodor Frolu și Vlad Cioflec. Le urăm bun venit! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Copii, aș vrea să vă spun că domnul Teodor Frolu este legat atât de ideea de construcții, reprezentată astăzi de Mănăstirea Văcărești, cât și de natură și de apă,
ceea ce reprezintă astăzi Parcul Văcărești. Și vă spun asta pentru că atât în calitate de arhitect și unul foarte bun, care a salvat multe clădiri istorice, dar și în calitate de cofondator al Asociației Mila 23, Ivan Pațaichin, care a lansat multe proiecte ce țin de delta, natură și apă. O să aflați chiar de la dânsul despre un proiect intitulat Apele Unite ale României. Iar Vlad Cioflec este biolog și reprezintă Asociația Parcul Natural Văcărești, adică acea asociație care a reușit această mică minune de a transforma zona într-un parc natural. Vlad e specializat în reptile și amfibieni, este pasionat de păsări și mamifere și studiază parcul de mai bine de 10 ani. Haideți să începem cu Vlad. Da, bine v-am găsit, dragi copii. Sper că nu vă sperie noțiunea de reptilă sau amfibian. Sunt niște animale extraordinare care pe noi ne-au ajutat să declarăm această arie protejată. O să vă vorbesc astăzi despre miturile care le înconjoară, despre cât de ușor ne-a fost să convingem anumiți factori de decizie să protejeze zona în momentul în care a avut primul contact cu o șopârlă care nu era nici rece, nici veninoasă, cum au aflat că broaștele nu dau râie și nici, știu eu, bube sau ghinion la loto. Amfibienii pe care îi iubesc atât de mult și care ne-au ajutat să facem acest parc sunt niște indicatori ai calității mediului. Pe scurt, dacă avem broaște într-o zonă, înseamnă că avem un mediu curat asupra căruia trebuie să ne aplecăm și dacă sunt și alte specii, să încercăm să-l protejăm. Aș începe printr-o întrebare. S-ar putea să se facă două. Eu știu că asociația voastră conține biologi, geologi și expertiza voastră este pe natură, nu pe istorie. Însă eu sunt profesor de istorie și atunci încerc cumva să îmi satisfac o curiozitate foarte mare. Care este, după părerea ta, locul cel mai reprezentativ care a rămas în picioare în zona Văcărești, în zona asta atât de încercată de tot felul de necazuri? Un loc care să fie simbolic pentru Văcărești. Și dacă e nevoie de un pic de timp de gândire, vin cu a doua întrebare, ca să fie și pe terenul vostru. Care crezi că este animalul care poate să reprezinte, să fie transformat în simbol al deltei Văcărești? E mai ușor să încep cu a doua întrebare, pentru că, deși păsările sunt în general cele asociate Văcăreștiului, știu, egreta, cormoranul sau poate mamiferele precum vidra, din punctul meu de vedere, micii amfibieni dependenți de apă curată și un sol nepoluat sunt ambasadorii Văcăreștiului, speciile care ar putea fi emblema acestui parc natural pe viitor, pentru că, repet, amfibianul este simbolul unui habitat curat, atât acvatic cât și terestru. Deci dacă ar fi să sumarizez, buhaiul de baltă cu burta roșie, o mică broască protejată la nivelul Uniunii Europene, ar fi simbolul Văcăreștiului. Cum a ajuns aici, cum de a rezistat în momentele alea ale distrugerii, e greu de spus, important e că avem. Perfect, buhaiul de baltă cu burta roșie, cât de exotică denumire. Superb, dar n-am uitat de prima întrebare. Am avut timp să mă gândesc că, din păcate, nu mai există nimic din mănăstire, este acoperită de un centru comercial în momentul de față, dar de jur împrejurul deltei dintre blocuri a Parcului Natural Văcărești este încă o, să spunem, o rană a vechiului regim rămasă. Încă e un dig de beton fără nicio utilitate în momentul de față, care înconjoară pe aproape 6 km. Un dig care, în mod normal, toată această suprafață de beton ar trebui renaturată, transformată în habitat, dar care la 30 de ani de la eșuarea proiectului hidrologic, încă nu știm ce să facem cu el, cum să îl oferim publicului pentru acces sau naturii pentru loc de habitat. Deci digul ar trebui să primească o atenție, o porțiune de 10 metri aș păstra-o și aș spune aici s-a încercat un proiect hidrotehnic, nu s-a reușit, dar a ieșit un alt proiect bun pentru comunitate. Mi-aduci aminte de o carte care tratează exact despre aceste lucruri, despre construcțiile neterminate din perioada Ceaușescu și despre cât de greu este să le dai o utilitate. Sunt foarte, foarte multe. Mulțumim, Vlad. Mulțumim tare și mult. Și acum, domnule Frolu, Asociația Mila 23 Ivan Pațaichin a lansat un proiect amplu la nivel național, Apele Unite ale României, prin care identifică în țară locuri abandonate care au legătura cu apa și încearcă să le revitalizeze și să le repună în legătură cu comunitățile. În ce constă proiectul? Vă rog să ne dați și niște exemple, pentru că sigur avem niște școli care au participat și acum ne urmăresc. Sigur, ceea ce leagă România și în proiectul nostru se face referire la Apele Unite ale României,
este apa și Văcăreștiul este atât de înfloritor ca biodiversitate pentru că resursa apa este în abundență aici. Vreau să le dau copiilor un mic exercițiu ca să înțeleagă ce înseamnă apele unite ale României. Fiecare dintre ei probabil că au în zonă, în apropiere, un râu, o apă curgătoare. Le propun următorul exercițiu. Să se ducă la malul apei, sigur, împreună cu școala, cu clasa, cu părinții, dacă e cazul, să bage mâna în apă, să ridice pumnul și să lase câteva picături din pumn să cadă înapoi în apă. După care se ducă frumos la o hartă hidrologică și să vadă picătura lui, cum va merge dintr-un râu, dintr-un izvor sau într-un râu mai mare, în alt râu, va ajunge în Dunăre și va ajunge, de fapt, în inima verde, care este delta Dunării. Aș vrea să fac acest exercițiu și să ne trimită nouă pe o adresă de mail, fiecare din localitatea lui, prin câte râuri a trecut picătura lui până a ajuns în delta Dunării și în mare, și ca să fie și mai complicat, să ne spună și localitățile prin care a trecut această picătură de apă. Mulțumim pentru această provocare dată copiilor și dacă îmi permiți, Dan, pentru că sunt profesor de biologie și nu pot să nu profit de prezența unui biolog aici, aș vrea să ne deplasăm puțin până la marginea lacului, pentru că aici zona este plină de viață și până elevii noștri vor avea curajul să vă adreseze întrebări, aș vrea să le explici copiilor ce reprezintă de fapt acest habitat și ce specii întâlnim aici. Unele le-am văzut adineaori acum sau adăpostit. Important e că le auzim. Asta e cheia. Înainte de a vedea o specie, înainte o auzi. Dacă pășești încet, poți să auzi chiar șarpele, poți să auzi șopârla și poți să auzi chiar libelula. Se aud niște lăcari, sunt niște păsări de stuf care vin tocmai din Africa și toamna pleacă. Ne bucurăm să le auzim, sunt secretoase, dar sunt cu zecile în jurul nostru. Mai sunt chirighițe cu aripi albi, cum a trecut una chiar acum. De acolo? Care cuibăresc pe suprafața apei sau pui cu picioarele în apă călduță, nu în copaci cum ne-am așteptat pentru o pasăre. Asta e o zonă în care sunt țestoase. Sunt țestoase europene, sunt din păcate și țestoase americane provenite din industria pet shop-urilor care ar trebui să fie relocate. Și să înțeleg că sunt specii invazive. Da, sunt specii invazive și speciile invazive ar trebui să aibă parte de un management, dar copiii ar trebui să știe că o țestoasă cumpărată la magazin ar trebui să rămână în curtea casei sau în acvariu, nu să ajungă într-o zonă naturală, fie ea protejată sau nu. O să-mi spui și de ce? Va fi cumva competiție de hrană? E o mare competiție de hrană pentru locurile de sorire. Au alți paraziți, sunt mai agresive, își depun ouăle în locul țestoaselor noastre native. E o concurență de care nu e nevoie, mai ales într-o arie protejată. Și acum, dacă îmi dai voie, m-aș duce puțin pe lângă baltă să te văd rog? Ce pot te găsi. Rog? Chiar te rog. Microfonul până vă uitați voi la baltă. E o zonă care pulsează de viață, dragi copii. Nu știu dacă simțiți atmosfera pe care o avem noi aici. Se aud în permanență cântecele păsărilor, broaște și alte vietăți. Și, Vlad, să vedem ce cum avem a fost? O surpriză. Ești gata? Ai găsit ceva, pe bune? Wow! Buhaiul de baltă cu burta roșie. Cel despre care noi am... Specia protejată, un amfibian extraordinar, indicator de ape curate, care are o populație de câteva sute de exemplare aici. Oamenii cred că broaștele astea săracele mici, colorate, dau râie, dau negi. Deci nu dau râie, dau nu? Alte nu facem probleme. Nici negi. N-ai făcut. N-am făcut că în 40 de ani, nu o să fac nici de acum încolo. Deci nu încurajez copiii să facă acest exercițiu în orice ochi de apă din jurul casei, să vadă ce găsesc pe lângă. Poate să fie o broască, poate să fie o salamandră, poate să fie o țestoasă sau poate să fie o insectă deosebită. Zonele umede, cum e Văcăreștiul, dispar de la o zi la alta. Se
dispar hectare de luciu de apă pe măsură ce vorbim. Și dacă copiii nu interacționează de la vârste foarte fragede cu un animal, efectiv, să pui mâna pe, când se va pune problema de a semna o petiție pentru a proteja o zonă, nu vei ști exact pentru ce te vei implica. Și de asta eu sunt avocatul contactul ăsta direct. Atinge broasca, atinge festoasa, atinge fluturile, atinge planta, ca să știi dacă îți place și ce rol are natura în viața ta și ce bucurii poate să îți aducă. Mulțumim, Vlad! Sper ca Parcul Natural Văcărești să devină destinație turistică și pentru elevii care ne-au urmărit astăzi. Avem trei clase care vor intra iar legătură directă aici. Mulțumim foarte mult, Vlad! Îi mulțumim și domnului Teodor Frolu. Vroiam doar să le spun copiilor că acum, după ce au aflat câte lucruri extraordinare se întâmplă acolo, în apă sau la malul apei. Revenim la povestea cu picătura care a plecat din mâna noastră și s-a dus până toată țara. E, gândiți-vă că în loc de acea picătură poate să fie un ambalaj de ciocolată pe care îl aruncă cineva și care se duce până toată România. Din cauza asta trebuie să avem grijă de apă și să avem grijă ca cei care fac greșeala asta de a arunca ceva în apă, să-i certăm. Mulțumim! Și acum, dragi elevi, invitații noștri sunt aici, disponibili să răspundă întrebărilor voastre. Bineînțeles că fiecare clasă are dreptul la o întrebare și are și libertatea de a alege să decidă căruia dintre invitați vrea să o adreseze. Începem, nu știu, să zicem cu școala din Turda, județul Cluj. Care este animalul care are cel mai lung nume? Din Parcul Natural Văcărești, care este animalul care are cel mai lung nume? Așa, prima dată aș spune chiar broasca cu care am interacționat mai devreme, pentru că e buhaiul de baltă cu burta roșie. Are, iată, 6 cuvinte în denumire. Pe de altă parte, mai sunt și denumirile în latină ale speciilor cu care facem exerciții de dicție, Phalacrocorax carbo, de exemplu, cormoranul. Dar ar mai fi fluturele mărul lupului, iar are o denumire lungă și interesantă și greu de înțeles de unde vine, dar rămân la buhaiul de baltă cu burta roșie. E posibil ca orice mă întrebat să spun buhaiul de baltă cu burta roșie, pentru că iubesc animalele astea, dar deocamdată uite că s-a nimerit răspunsul. Mulțumim! Chiar ai fost pe fază! Da, foarte interesantă întrebarea. Da. Buhaiul se pare că le are pe toate și simbolul este și vietatea cu cel mai lung nume. Haideți să trecem la școala a doua, la Orăștioara de Sus, județul Hunedoara. Care este cel mai mic animal din parc? E bine să definim când vorbim animal, dacă ne referim oare la mamifere și atunci alegem poate un rozător, sau ne referim la tot regnul animal care pleacă de la creaturi absolut minuscule pentru care trebuie să folosim microscopul. Dar pentru că, în general, vizitarea unui parc natural se face cu binoclu sau cu ochiul liber, o să vă atrag atenția asupra unui carnivor, de fapt un insectivor foarte mic, chițcanul de grădină. Este un fel de cârtiță mică de zi care mănâncă greieri și trebuie să consume atât de mult pentru a nu muri, încât e activ tot timpul. Are câteva grame, nu-l simți dacă îl ai în palmă, și trebuie să mănânce cam un gândac pe oră. Dacă nu mănâncă un gândac pe oră, din păcate, animalul piere. Fiind atât de mic, consumă foarte multă energie doar respirând și atunci are nevoie de hrană. Deci chițcanul de grădină e cel mai mic mamifer. Dacă îl vezi pe potec, ai zice că stai să calci pe un gândac. Mă gândesc că aveți întrebări și referitor la istoria locului, pentru că nu uitați, dragi copii, aici nu a fost întotdeauna delta și nu au fost întotdeauna atâtea specii. Hai să vedem, cred că întrebarea din istorie va fi din partea școlii din Călăraș. Vă să întreb dacă există și specii de pești. Specii de pești istorici sau... O să preiau această întrebare și o să-i dau un context istoric.
Au fost câteva amenajeri piscicole pe vremuri aici, care să spunem că au acționat ca rezervor de biodiversitate pentru ceea ce a urmat după betonarea sitului, dar foarte multe specii de pești au fost aduse în nebuloșii anii 90 de către pescari. Veneau cu ei în găleată, le dădeau drumul ca ei să aibă ce pescui pe viitor. Și în 30 de ani s-au construit niște populații. Deci peștii de aici, mare parte din ei sunt rezultatul interacțiunii oamenilor cu ecosistemul care abia se năștea. Din păcate, oamenii care au adus pești n-au știut cam ce aduc și au adus și specii invazive care nu prea și-au locul în ecosistemele din România, sunt specii africane, americane, dar iată cum în 30 de ani peștii au fost aduși de oameni care au încercat să-și apropie cumva ecosistemul. În delta avem niște pești preistorici care sunt sturioni. Știam eu că trebuie să fie și ceva. Da. Nu în delta Văcărești, dar în Dunăre există și copiii de la Călăraș, mai mult ca sigur, știu despre sturioni, care sunt de mai multe feluri, dar care sunt pe cale de dispariție tocmai din cauza pescuitului excesiv. Și la întrebarea care este cel mai mic animal sau vietate, pot să vă spun eu care este cea mai mare vietate din Parcul Văcărești. Suntem noi oamenii și care, în felul în care ne comportăm, putem să fim un animal de pradă sau să fim un animal care ar ajutăm biodiversitatea să se dezvolte și să ne bucurăm de el. Și am și eu o întrebare pentru dumneavoastră. Ar vrea să-mi spuneți, din punctul dumneavoastră de vedere, cum vedeți acest spațiu peste 30 de ani, peste 50 de ani? În primul rând, un spațiu ca să fie, cum să zic eu, să se dezvolte așa cum s-a dezvoltat aici, a fost un spațiu care a avut niște zone în care nu puteam noi să intrăm vietățile mai mari. Da? Așa încât dacă acest parc vrem să-l păstrăm, trebuie să avem niște zone în care ne uităm de pe margine și le lăsăm așa cum sunt, astfel încât natura să fie liberă și departe de noi. Adică așa cum parcul acesta a devenit parc natural prin neintervenția omului, exact. Asta va fi exact. Benefic și pentru viitor. Mulțumim invitaților noștri, mulțumim. Bun. Vlad. Și mulțumim copii. Domnului. Mulțumim copii pentru întrebare, au fost foarte interesante. Într-adevăr, trebuie să mulțumim împreună celor doi invitați, lui Doru, lui Vlad, pentru că au fost astăzi cu noi și pentru că au dat niște răspunsuri atât de interesante. Mulțumim mult! Sarcina celor trei clase. Mă gândesc că a trecut destul timp și am putea să vedem cum s-au achitat copiii noștri de sarcină. Mai țineți minte? A fost o temă. Da, da, da. A fost o temă prin care trebuia să faceți câte o propoziție cu un cuvânt cheie. Mai știți că ați primit niște planșe. Oare am putea să vedem cum arată în acest moment tema voastră? Și cu cine să începem? Păi, nu știu, să începem cu școala din Călăraș. Hai să vedem Călărașul. E veselie acolo, e bine. E bun că sunt veseli, dar cred că veselia este de la Turda. Ah, ok. Haideți, ați reușit să terminați acele propoziții? Haideți, curaj. Ne spuneți ce cuvânt ați avut, da? Dronă și guanariu. Perfect. Haideți să auzim. Drona survolează delta Văcărești, un spațiu plin de istorie, sălaș al mănăstirii Titorite de Nicolae Mavrocordat, condusă din 1821 de către fanarioții trimiși în țara românească și Moldova de către otomani. Bun, deja e o frază excepțional alcătuită. Este aproape o sinteză a ceea ce am discutat noi astăzi. Sigur, foarte frumos, bravo! Mai departe, următoarea școală. Școala din Călăraș. Mănăstirea Văcărești s-a demolat. În locul ei este o deltă cu păsări. Foarte bine! Deci ați avut cuvintele? Trebuia să spunem și cuvintele. Care? Mănăstire și păsări. Mănăstire Bun. Și păsări. Bun. Foarte bine. Ok, și în sfârșit copiii din Orăștioara. Hai să auzim propozițiile. Haideți să în mai... În jurul parcului natural Văcărești sunt locuri unde au avut loc demolări. Perfect. Este o propoziție absolut corectă și interesantă. Mulțumesc. Felicitări, dragilor. Ați fost la înălțime. La mare înălțime.
Însă aș vrea să rămâneți în continuare în direct cu noi, pentru că urmează partea cea mai interesantă, probabil pentru voi, concursul. Ok, așa cum v-am obișnuit la lecțiile Educație la Înălțime, la finalul lecției vedem care dintre voi au fost cei mai atenți. Iar premiul este unul cu adevărat captivant. Clasa câștigătoare va primi cărți la alegere în valoare de 500 de lei. Ce titluri vreți voi? Așadar, fiți atenți, clasa care după 10 întrebări are cele mai multe răspunsuri corecte este clasa câștigătoare. Dar, atenție mare, nu veți spune răspunsul, ci îl veți scrie pe o foaie de hârtie A4 și îl veți arăta la cameră. Astfel vom vedea mult mai bine care dintre clase este mai rapidă. Haideți să vedem. Prima întrebare. Pe locul actualului Parc Natural Văcărești, Nicolae Ceaușescu a dorit să facă A. lac de acumulare, B. grădină zoologică și C. blocuri. Nu uitați să scrieți răspunsul, nu doar litera. Așteptăm răspunsurile. Ok. Bun, răspunsul corect era de fapt A. lac de acumulare. Însă nu este cazul să ne pierdem curajul, mergem mai departe, sunt încă multe puncte puse în joc. Deci punctul rămâne la mine. Punctul rămâne la tine, rămâne la mine pentru că a fost de istorie, la tine dacă era de biologie. Ok. Bun, haideți să vedem și întrebarea a doua. Cum se numea primul domn fanariot din țările române? Șerban Cantacuzino A, Dimitrie Cantemir B și Nicolae Mavrocordat C. Nu uitați, scrieți răspunsul complet. Primul domn fanariot din țările române. Clujul primește punctul. Ok. Corect, răspunsul avem corect, Nicolae Mavrocordat. A și fost folosit într-un răspuns anterior. Foarte bine. Nicolae Mavrocordat. Bravo, bun. Punctul este la ei. Punctul este la ei. Haideți să vedem a treia întrebare. Cum se numea fluturele care are un desen alb pe aripi în forma literei C? A. fluturele coada rândunicii, B. fluturele virgulă sau C. fluturele amiral roșu. Tot turda, rapiditate, răspuns corect. Bun. Și deja două puncte, nu? Fluturele virgulă. Bun, corect. Trecem la a patra întrebare. Bravo, felicitări. Haideți să vedem a patra întrebare. În ce perioadă a fost construită mănăstirea Văcărești? A. 1716 și 1722, B. 1984 și 1989 sau C. 2000 și 2014. Turda, din nou primește punctul, bravo! Ok, bun. Să vedem a cincea întrebare. Echipa, uite ce bucurie acolo, Dan! Da, bravo, felicitările însă, noastre! Sunt încă puncte în joc, deci concentrați-vă. Numărul speciilor de păsări din Parcul Natural Văcărești este A. mai mare decât în delta Dunării, B. jumătate din speciile din delta Dunării și C. aproape inexistent. Călăraș a scris și răspunsul complet, nu doar litera. Deci punctul de la întrebarea numărul 5 merge la Călăraș. Felicitări, vedeți că jocul felicitări se strânge, nu? Perfect. A apărut concurența. Bun, haideți să vedem a șasea întrebare. În perioada comunistă, începând cu 1984, mănăstirea Văcărești a fost A. centru social, B. muzeu sau C. dărâmată. Suspans, suspans. Bravo, școala Curcan din Călăraș. Răspunsul corect. Deja lupta începe să fie foarte strânsă. Bun, haideți să vedem ce noutăți aduce întrebarea 7. Păsările sunt foarte active și pot fi observate cel mai bine A. dimineața, B. la amiază și C. seara. Așteptăm răspunsurile. Dimineața, bravo! Școala din Turda primește punctul la întrebarea numărul 7. Iar noi trecem la întrebarea 8. Cum se numește locul din care erau aduși domnii fanarioți? A. București, B. Viena sau C. Fanar. Fanar, Clujul, răspuns corect, da? Școala din Cluj. Turda. Okay. Și noi ne îndreptăm spre întrebarea cu numărul 9. Putem hrăni păsările pe perioada iernii cu următoarea hrană. A.
pâine, B, semințe, C, pufuleți. Semințe, foarte bine, Călăraș, bravo! Școala din Călăraș a fost mai rapidă, dar o fracțiune de secundă. Felicitări. Dar meritați cu toții felicitări, exact. Bun, că nu le dați păsărilor pufuleți, ar fi fost deja grav, nu? Ok, haideți să vedem ultima întrebare și ce va aduce ea nou în clasament. Întrebarea a 10-a, regimul fanariot a fost introdus de A. Rusia, B. Austria sau C. Imperiul Otoman. Un răspuns complet și rapid, vă rugăm. Călăraș primește punctul. Bravo, felicitări! Întrebările s-au terminat. Haideți întrebările s-au terminat. Care e rezultatul? Pe tabelul meu rezultatul este următorul. Școala Ioan Opriș din Turda, județul Cluj, are 5 răspunsuri corecte. Școala Curcan din Călăraș are 4 răspunsuri corecte. Și, bineînțeles, și școala din Hunedoara are răspunsurile corecte, doar că au fost afișate pe ecran cu puțină întârziere. Deci, câștigătoarea este școala gimnazială Ioan Opriș din Cluj-Turda. Bravo, copii! Ați câștigat un voucher de 500 de lei cu care vă puteți achiziționa cărți. Ce cărți doriți voi? Sper din tot sufletul să vă placă cititul. Să luați și cărți de istorie. Și de biologie. Și mergem mai departe, Dan. Dar ne îndreptăm spre finalul lecției, nu? Da, ne îndreptăm spre finalul lecției. Pentru București, un oraș așa de mare și de aglomerat, Parcul Natural Văcărești are un rol important împotriva poluării, deoarece arborii parcului fixează poluanții din aer și oferă oxigen prin procesul de fotosinteză. Parcul este un adevărat plămân al orașului, alături de celelalte parcuri, un filtru gigantic pentru atmosfera îmbâxită a orașului. De asemenea, parcul are un rol educativ, de recreere, având la dispoziție în interior alei pietruite sau sălbatice, pentru plimbări mai lungi sau mai scurte, timp în care locuitorii pot uita pentru scurt timp de zgomotul orașului și pot asculta cântecul păsărilor, foșnetul naturii sau cântecul vântului. Într-adevăr, parcul ne face mai conștienți de biodiversitate și oferă experiențe în natură persoanelor care trăiesc în vecinătatea lui. Nu întâmplător, sloganul ales pentru Parcul Natural Văcărești este Natura la ușa ta. Pentru că Văcăreștiul este cel mai bun exemplu de loc din care natura a fost alungată și în care ea s-a încăpățânat să revină și să ne reamintească tuturor că fără ea nu putem trăi. Astfel de zone protejate aduc natura în mediul antropic, aproape de oameni, și contribuie la reglarea temperaturilor în orașe, ceea ce este foarte important. În contextul crizei climatice globale, ariile protejate urbane pot juca un rol major în stabilizarea climei. Cum orașele noastre continuă să se extindă, nu trebuie să abandonăm zonele naturale sub presiunea urbanizării. Dimpotrivă, trebuie să apărăm astfel de locuri și să creăm altele noi în țesătura urbană existentă pentru a contracara poluarea și declinul biodiversității. Și pentru că știu că multora dintre voi vă place să hrăniți păsările, aș vrea să vă spun că, de fapt, păsările au nevoie de ajutorul nostru suplimentar pentru hrană doar în perioada iernii. Și, bineînțeles, în niciun caz, pufuleți, pâine sau covrigi. Și o să vă explic și de ce. Există o boală pe care o fac păsările, în special cele de baltă. Se numește... Dan, te rog să ții puțin... O boală pe care o fac păsările, în momentul în care noi hrănim speciile cu ceea ce am menționat anterior, pufuleți, pâine, covrigi, se numește sindromul aripa de înger și păsările au o deformare a aripilor și le îngreunează zborul. De aceea ele nu se mai pot, se pot deplasa, dar cu greutate, nu mai pot zbura. Aș vrea să rețin această informație. Este extraordinar de importantă. Nu hrănim păsările decât cu semințe, nu cu pufuleți, nu cu pâine sau covrigi. E vremea să încheiem această lecție specială, marca Educație la Înălțime. Un proiect creat și implementat de către Asociația Însemne în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului României și cu sprijinul Ministerului Educației.
trebuie să mulțumim celor care au făcut ca această zonă să devină parcul natural. Celor care în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună au grijă de el. Trebuie să le fim recunoscători. Și de asemenea vrem să vă mulțumim vouă, elevilor care ați fost astăzi cu noi. Ați fost minunați, ați fost curioși, ați dat răspunsuri simpatice, așa că vă îmbrățișăm, vă pupăm și ne bucurăm tare, tare mult că v-am cunoscut. Bravo! Mulțumim, dragi copii! Și trebuie să mai mulțumim de asemenea fiecăruia dintre profesori înscriși în proiect, pentru că aduc împreună cu noi lumea reală în clasele elevilor. Suntem cea mai mare clasă din România și Republica Moldova, cu peste 3.000 de profesori înscriși. Până la finalul anului școlar, să știți că vă așteaptă încă 3 alte lecții fascinante. Următoarea este chiar mâine și tot de aici, din capitală, de la Palatul Parlamentului sau, cum mi se mai spune, Casa Poporului, a doua clădire ca mărime din lume. Deci, fiți pe recepție! Nu uitați să urmăriți și calendarul transmisiunilor pe site-ul proiectului educație-la-înălțime.ro sau pe pagina de Facebook. Așa că de aici, din Parcul Văcărești, pe aceste imagini superbe de dronă, Dan Solcan și Cristina Dudan, alături de echipa Educație la Înălțime, vă spunem la revedere! La revedere! La revedere!